victoria cu Gazmetan de la Pitești, la chiar una dintre ultimele faze. S-a ales cu o tăietură la genunchi pe contactul cu un adversar și a mai revenit abia în meciul de care vă vorbea și Ionuț ceva mai devreme. Înfrângerea de la Pitești cu CFR 1-4. Iată din nou pe Bilceag, linge pe care încearcă să i-o trimită lui Iazvici. Apare Bancu, Bancu în duel cu Căpățână, are câștig de cauză. Jucătorul lui Claudiu Niculescu. Da, nu știu cum se va descurca Iazvici pe postul de atacant central. Un jucător cu fuleu, un jucător care poate depăși apărarea adversă prin viteză. Iată la cum devind destul de bine pentru Măzărache. Dar au probleme cu tehnica, atât Măzărache, dar și Iazvici. Sunt jucători cu o viteză foarte bună, dar când dau mingea, li se întâmplă ceva. Nu găsesc cele mai bune soluții, cele mai bune continuări. E adevărat, și Andrei Ivan este un jucător care înscrie foarte greu. A reușit să marcheze cu Dinamo din acțiune după o perioadă foarte lungă de secetă. Iată-l pe Măzărache. Nu e un jucător pe placul suporterilor Craiovei. Mulți l-ar avea plecat de la echipă. Bine, și pe el, da? Să mai vină și cineva în loc. Da. E adevărat, s-a accidentat din nou Marcovici. Probleme pentru Marcovici la genunchiul operat. Păcat, iată, acest jucător de doar 16 ani să ai probleme atât de mari. E adevărat, să vedem însă această centrare. Adrian Bălan nu a reușit să intre în posesie. Andrei Ivan. O minge moarte, până la urmă, lovitură liberă pentru FC Voluntari după duelul dintre Iazvici și Axinte. Opțiune exclusivă de pariere live de la Unibet. Action Betting. Pariază live la Unibet. Voluntari este o echipă, la ce componență are, cel puțin pe hârtie, o echipă capabilă să țină de minge. Cu Cernat și el din ce în ce mai bun în ultima vreme. Iată-l pe Cernat cu o pasă acolo, foarte bună această intervenție a lui Chelici. Bancu revenit în linia de mijloc, aruncă această minge spre Măzărache. Balauru reușește să degajeze în ultimul moment aproape și poziție de offside la Adrian Bălan, semnalizată de la margine. Craiova n-a luat gol în cele trei meciuri de cupă jucate până acum. E adevărat, în două rânduri a avut nevoie de prelungiri. În 16-im a fost 1-0 cu un gol marcat de Andrei Ivan în minutul 100 împotriva celor de la Sepsi Sfântul Gheorghe. Echipa de pe locul 2 în Liga Secundă, ați văzut-o ceva mai devreme pe Sepsi, câștigând la Balotești cu 2-0. Apoi a fost un 2-0 cu Dacia Brăila, după care acea victorie la loviturile de departajare în fața lui Dinamo, un meci în care Craiova a jucat în inferioritate numerică după eliminarea lui Băluță. De acolo îi se trage suspendarea în meciul de astăzi lui Alexandru Băluță. Meciul s-a jucat aici la Severin și Craiova s-a impus la loviturile de departajare cu 6-5. Voluntariul a avut meci ușor doar cu Clinceniul, 16, 5-1. E adevărat, și în optim, 3-0 cu ASEA Târgu Mureș. Însă în sferturi a marcat la una dintre ultimele faze împotriva celor de la CS Mioveni. Gabriel Deac, cel care a scris golul victoriei în primul minut de prelungire. Calancea pentru Screciu, au reușit să echilibreze disputa ilfovenii. Face început de partidă în care păreau pierduți. Dimitrov pentru Bancu. Bancu încearcă să treacă de Lazar. Ține bine Lazar și târziu s-a dezechilibrat Bancu aici.
Cere lovitură liberă Gheorghe Mulțescu, nemulțumit după această fază, nemulțumit de decizia arbitrului. Aruncare de la margine, Maftei. Și până la urmă din nou out. O adevărată psihoză dezvoltată de Craiova și de, mă rog, se vorbește de conspirații, că toată lumea ar avea ceva cu echipa din Bănie. Dacă este așa, chiar nu cred în astfel de teorii. Probleme cu arbitrajul au fost cam pe la toate echipele, din punctul meu de vedere. Am văzut și ce se întâmplă la meciurile de afară. Probleme grave de arbitraj. Cred că în momentul de față omul pare puțin depășit de ritmul în care se joacă și de nivelul la care au ajuns, nivelul de simulare la care au ajuns fotbaliștii în ziua de azi. Pentru că se simulează foarte, foarte mult. Asta apropo de ce a fost la Giurgiu. Apropo de ce a fost la Giurgiu, da. Pentru că altfel nivelul nu e extraordinar, cel puțin la noi, dar sunt de apreciat jucătorii că fac tot ceea ce pot. Atât dau lovitură liberă pentru FC Voluntar. Cernat are această minge pe piciorul stâng. Vine centrarea șutată a lui Cernat, respinsă de Andrei Ivan. Lovitură de la colț pentru echipa lui Claudiu Niculescu. Mă așteptam la mai multă lume prezentă la stadion. A fost cald, a fost frumos astăzi. Mai mulți suporteri care să vină să o susțină pe Craiova. Siguranță lucrurile se vor schimba din toamnă, dacă va fi gata stadionul. Centrarea lui Marinescu, e o schemă aici. S-a încercat o pasă pentru Cernat. A intervenit Gustavo pentru Axinte. Această minge nu riscă. Fundașul stânga al Voluntariului degajează balaurul lung spre Adrian Bălan. Minge respinsă de Chelici. Screciu încercat mai departe pentru Gustavo. Marinescu reușește să găsească o continuare potrivită. Lazar pentru Axinte. Dă și pleacă Axinte. Popadiuc mai departe pentru Marinescu. Îl vede pe Axinte, însă greșește pasa. Aceea era soluția. Aplaudă și fundașul stânga al Voluntariului această încercare a coechipierului său. Alexandre Bart pentru Renato Chelici. Priceag acum. Voluntariul ține, iată, 5 jucători pe această posesie a Craiovei. 5 jucători dincolo de centrul terenului, pentru că nu au cum să nu se simtă absențele lui Mateiu, Zlatinski și Băluță. Toți 3 jucători foarte agresivi acolo în zona de mijloc a terenului. Jucători care intrau tare în clinciuri, de fiecare dată nu se dădeau în lături de la duelurile fizice. Cum va fi puțin mai greu din acest punct de vedere, mai ales că Voluntariul are jucători foarte tehnici. Începând cu Marinescu, continuând cu Cernat. Lazar pasează și el bine, are foarte mare experiență. Costin Lazar, în plus în benzi sunt jucători cu viteză foarte bună, Popadiuc și Căpățână. Deocamdată Craiova, în afară pe celor două faze venite pe greșelile lui Spahic, nu a făcut mare lucru în ofensivă. De la Gustavo se așteaptă multe, însă brazilianul trimite aici mult, mult peste poarta lui Dragoș Balauru. Spahia, i-am zis Spahic mai devreme. A, până la urmă, starea de oboseală nu știu dacă poate fi invocată de vreuna din cele două tabere. Au avut suficient timp la dispoziție. Pentru Craiova, e adevărat, urmează un meci în campionat duminică împotriva CFR-ului. În play-off, Craiova încearcă să mai câștige
măcar o poziție, deși va fi foarte greu, e la 5 puncte de locul 4 ocupat de CFR. Acum ar fi meciul direct, ar fi o posibilitate să se apropie de locul 4, mai ales că și Dinamo întâlnește pe FCSB. Numai că au rămas puține etape. După meciul cu CFR mai sunt două partide pentru Craiova, astfel că până acest moment cupa ar trebui să fie obiectivul oltenilor, la fel și în cazul Astrei, pentru că prin intermediul cupei ajung sigur în Europa League. Altfel e posibil să ai surprize. Chiar dacă CFR-ul e în insolvență și nu poate participa în ediția viitoare a cupelor europene. Andrei Ivan aici, o pasă în spate pentru Bancu. E destul de aglomerat acea zonă, însă Bancu se descurcă foarte bine. Minge pentru Briceag, are timp să-și pregătească centrarea. Trimite Briceag, însă o face către Gustavo Ivan acolo. Corner. Da, cei de la Voluntari spun că ultimul care a atins minge a fost un jucător al Craiovei. Dar cât de ușor a primit Andrei Ivan, cât de ușor a reușit să preia mingea. Va fi o lovitură de colț pe care Gustavo o va executa. Vine centrarea brazilianului, respinge Spahia. Preia Bancu, din nou Gustavo. Încercat să centreze cu dreptul. I-a deranjat operația lui Lazar. Dar nu e de glumit, îl doare, mă rog, nu care avea vreo operație, așa era o glumă mai de mult. Se resimte Costin Lazar, 36 de ani. Aruncare de la margine pe care Dimitrov o va efectua. Aruncă lung bulgarul și fault în atac. Fault în atac la un duel banal. Normal. Da, banal acolo pentru minge. Horatiu Feșnic, arbitru din Noul Val, cu o imagine destul de bună. Semnalizare aici de la margine, la poziția lui Adrian Bălan. Bancu pentru Iazvici, are nevoie de două atingeri. Iazvici, offside la Șorbancu. Execută această lovitură liberă Spahia pentru Lazar. O minge care iese în afara terenului. Nu are deocamdată un ritm deosebit această partidă. Cumva e și normal, e o miză totuși destul de mare. Craiova nu a mai jucat de mult, cu trofeul pe masă, Voluntariul niciodată. Ar fi o premieră pentru gruparea ilfoveană să ajungă într-o finală de Cupa României. Finală care se va disputa la Ploiești, pe stadionul Ilie Oană. Astra apare deja cu un pas acolo, spunea și Marius Șumudică, e greu să luăm bătaie cu 3-0. Edura Timișoara nu cred că a învins pe cineva, poate doar pe Târgu Mureș la un moment dat, dar nu cred că a reușit să învingă pe cineva cu 3-0. Ești pregătit? Jocul începe acum! Peste 150 de pariuri pe fiecare meci. Streaming live, retragerea câștigurilor în maximum 24 de ore. Betano.com. Da, altfel pe Digi Sport 2 aveți turneul de la Stuttgart, un meci interesant între Cristina Mladenovic și Angelic Kerber. Mâine Simona Halep va juca în sferturi împotriva Anastasiei Sevastova, tot mâine la Istanbul în sferturi Sorana Cârstea și Irina Begu. Să vedem acest atac cu Adrian Bălan pentru Popadiuc. Popadiuc încearcă să treacă de Dimitrov, ar închide foarte bine Gustavo Lazar. Nu e fault aici, foarte bine s-a pus pe direcția de alergare a lui Iazvici. Face Iazvici pressing de unul singur, însă șansele sale sunt minime. Însă, până la urmă, pressingul lui Iazvici a ajutat-o pe Craiova.
să iasă din propria jumătate de teren. Briceag atacat de Căpățână, Cernat recuperează foarte bine din picioarele lui Screciu. Cernat exagerează, nu prea avea cum să treacă pe acolo, se intră tare, Cernat a rămas întins de gazon, se va ridica, însă a fost prins între doi adversari. Dar nu mai are același volum de joc Cernat. Așteaptă ca mingea să-i fie adusă acolo între linii, de unde obișnuiește să se miște de obicei destul de repede. Mai greu pentru el în deplasare să facă acest lucru. O echipă cu multă experiență, aliniată de Claudiu Niculescu. Echipa care părea blocată la un moment dat, care i-a dat aer Cernat, să-l vedem aici, trage Cernat! A apărut un șut mai bun, dar nu a fost o minge care să-i pună totuși probleme lui Calancea. A părut că e înălțime mingea, da, și că îl va depăși pe Calancea. Foarte repede s-a orientat, a aruncat o privire în stânga, unde era Popadiuc, gata să intre în careu. Spahia presat, curatul trimite departe, respinge Briceag, acum Vasile Maftei, greșește capitanul voluntariului, însă nu se descurcă prea bine în momentul pasei, nici Simon Măzărache. Oh, ce frumos! Lazar l-a păcălit acolo pe Gustavo, foarte aerisit jocul. Vedem două echipe largi, o pasă aici a lui Axinte, nu se înțelege însă cu Popadiuc, a ieșit la intercepție Bart, greșește și Bart. Sunt răsfirate pe tot terenul ambele echipe, de aceea și Cernat are acum destul spațiu. Bălan îi retrimite lui Cernat, care îl presează pe bancu, degajează Calancea. Spahia câștigă gol cu Filip Iazvic. Naționalul joacă astăzi în poziția aceea neobișnuită. Briceag, să vedem dacă e offside, dar în afara jocului, Simon Măzărache. Da, parcă nu au răbdare, nici Iazvic, nici Măzărache. Și nici prea mare inspirație. Oh, ce semnalizare bună. Da. Foarte bună această semnalizare venită de la tușă. A fost o contră, probleme pentru Spahia, zgâriat probabil, a fost o zgârietură, nu are ce să fie altceva, este deasupra probabil. În fine, un contact acolo, nu s-a stabilit încă ordinea de zi la Stuttgart, pentru a vă informa când va juca mâine Simona Halep cu Anastasia Sevastova, dar probabil până la terminarea acestei partide vom putea să vă spunem. Oricum puteți să accesați site-ul nostru digisport.ro pentru a afla ultimele știri. Urmează un weekend plin cu meciuri interesante, atât în play-out cât și în play-off. Va trebui să iasă totuși Spahia în afara terenului. Pare să fie o zgârietură destul de adâncă, de aceea nu se oprește sângerarea. Luni, 1 mai, va fi meciul dintre Dinamo și FCSB la 20:30 de minute. Un meci în urma căruia Dinamo poate intra în cursa pentru titlu. Ultima șansă, practic, a echipei lui Cosmin Contra. Sâmbătă joacă Viitorul pe teren propriu cu Astra. Viitorul care a scăpat cu bine după meciul cu FCSB. Vă spunea Ionuț, Craiova evoluează pe terenul CFR-ului în duminică. Voluntariul în acest moment pare departe de grijile retrogradării, însă să nu uităm că în play-out abia s-a terminat turul, că sunt 14 etape, 10 în play-off. Da, și cred că vor rămâne aici, la Severin. Nu ar avea rost să se întoarcă acasă. Vor juca duminică împotriva Pandurilor.
chiar nu ar avea de ce să facă drumul înapoi spre București. Cumva o avantajează programul, să vedem această centrare. În schimb, Craiova tot duminică va trebui să se deplaseze la Cluj pentru partida cu CFR. Pasa lui Bancu, Spahia reușește să respingă. Bancu pentru nimeni. Această pasă nu se leagă, nu e un joc consistent, nici de o parte, nici de cealaltă. Zlatinski era cel care lega jocul. Gata cu stresul căutării locului de parcare. Uber. Cel mai zen mod de a călători în siguranță prin oraș. Descarcă aplicația și începe să călătorești. Pune Dimitrov de la margine. Același pressing pe care îl face echipa lui Claudiu Niculescu în marginea care lui advers. O împiedică pe Craiova să aibă o exprimare mai fluentă. Pasă bună a lui Briceag acum pentru Andrei Ivan. Nu, și de această dată e offside. Să vedem, ceva mai devreme a avut dreptate Adrian Dunguleac. Are și acum, cred. Trebuie să-i dăm credit, da? Da. Era mai bine poziționat. Era foarte bine poziționat. Până acum, o așezare a apărării voluntariului destul de riscantă. Joacă destul de mult la offside apărarea lui Claudiu Niculescu și de aceea deocamdată nu și-au luat marge de eroare, pentru că sunt jucători totuși care au viteză. Măzărache, Iazvici, dacă stai jumătate de metru sau chiar un metru, dacă stai în teren sau în interior, în fața adversarului, tot ai prima șansă să ajungi la minge, pentru că ești cu fața, pentru că ai viteză mai bună. Nu e nevoie să stai chiar la limită, cum s-a întâmplat până acum. Vedem pe Dimitrov, urcă bine bulgarul, preferă încă un control și scoate totuși o lovitură de colț. În vreme ce Iazvici îi arăta lui Horațiu Feșnic, a fost trântit de Hârvuie Spahia, n-a fost absolut nimic. Iazvici a încercat să se agațe de adversar, bate Gustavo. Lovitura de la colț, voluntariul însă o echipă cu talie bună și respinge Spahia. Andrei Ivan din nou pentru Gustavo, care scoate. Să vedem pentru centrarea lui Dimitrov, modest bulgarul. Altfel, în perioada în care juca pentru FC Botoșani, era unul dintre cei mai buni fundași dreapta din Liga 1. Dar nu prea a avut cine să-l înlocuiască în ultima vreme, a jucat mai mereu Dimitrov. S-ar putea să-l fie ajuns și pe Loboseala din urmă. Este corner, da, este lovitură de colț, încă un corner pentru Craiova. A bătut destul de bine cornerele până acum Gustavo. Vedem unde va trimite această minge, două brațe, ambele brațe ridicate, dar, mă rog, ar fi trebuit probabil o centrare în colțul scurt, dar a trimis lui Balauru această minge în brațe, căpățână, destul de șters și el încearcă să schimbe partea pentru Cernat, preluare superbă a lui Cernat, atac bun, Cernat nu-l găsește pe Marinescu cu această pasă, apare Lazar, Marinescu, posibilitatea unei centrări pe bara a doua, minge în careu, Cernat e închis acolo, pune bine piciorul la minge, duelul cu Gustavo și obține o lovitură de colț până la urmă cu acest duel cu Bart, care se resimte. Screciu. A simulat ceva mai devreme șutul cu dreptul Florin Cernat, însă Briceag nu s-a lăsat păcălit și a intervenit foarte bine și a prins puțin piciorul sub el Screciu, poate piciorul drept în acest duel. Măr la umăr, lovitură de la colț pentru FC Voluntari. Laurențiu Marinescu, cel care va centra. În 6 metri boxează ca lancea până la Florin Cernat,
șut din scurt, înghesuit și totuși cineva a deviat acea minge. Griceag, da, se pare că pe el l-a lovit ultima oară mingea. A încercat să se miște repede Cernat, a văzut că vin adversari în pressing. El se duce acum să execute cornerul. Sunt foarte aproape de finalul primei reprize. O centrare bună, fault în atac la această fază. Ești pregătit? Jocul începe acum! Peste 150 de pariuri pe fiecare meci. Streaming live, retragerea câștigurilor în maximum 24 de ore. Betano.com. Adrian Bălan îi arăta lui Horațiu Feșnic că el a fost cel tras de tricou, că el a fost faultat, cel care a faultat bancul superficial. Padiuc trimite în afara terenului. Nu prea se vede bucuria în jocul Craiovei. Se descurcă bine Bart, îi trimite lui Chelici. Mai departe, Briceag, foarte frumoasă preluarea, Lazar, faultează Spahia, îl împinge pe Iazvic pentru a ajunge la minge. Lovitură liberă pentru Olteni. Am problema în acest meci reprezintă banca de rezerve, unde nu prea sunt soluții. Faici nu a convins până acum. Se pare că nu i-a câștigat încrederea lui Mulțescu. Ar mai fi Manea pentru faza ofensivă. Centrarea lui Gustavo, cam puternică. Bart nu poate face nimic la această minge. Și parcă s-au domolit Oltenii. Nu reușesc... Da, pe undeva era de așteptat. Sunt trei absențe totuși foarte, foarte importante. Mateius, Latinski și Băluță. Toți trei erau în formă. Aș toți trei de acolo, din mijlocul terenului. Da. E greu să treci de la un meci la celălalt cu trei absențe, așa cum sunt cei trei suspendați ai Craiovei. Lovitură liberă pentru FC Voluntari. Gustavo, cel care l-a faultat pe Costin Lazar, Florin Cernat. Încearcă Popadiuc să intre în centru. Florin Cernat cu o centrare pe bara a doua. Căpățână asta departe. E adevărat, departe era și Adrian Bălan. Până acum Craiova s-a ferit de lovituri libere, de faulturi făcute în preajma propriului careu. Bălan, un foarte bun executant în fazelor fixe. Briceag, presat de Mihai Căpățână, nevoie să trimită înapoi, iată, la Alexandru Bart. Foarte bine joacă francezul dincolo de centrul terenului pentru Dimitrov. Măzărache, tot pentru Dimitrov, Iaxinte acolo și Craiova nu se alege decât cu o repunere de la margine. Dimitrov pentru Gustavo. Din nou Dimitrov blocat de Popadiuc. Încă o aruncare de la margine pentru Olteni. Dimitrov pentru Iazvic. Îi așează lui Gustavo. Foarte bine Marinescu reușește să-l deposedeze. Iar acum Cernat încearcă o lansare pentru Adrian Bălan. Foarte bună această preluare, dar nu s-a înțeles aici cu Căpățână, care nu a mai continuat alergarea pentru că ar fi intrat în offside. Și a ieșit această neconcordanță între cei doi. A avut nevoie de o atingere în plus Adrian Bălan, ceea ce l-a determinat pe Căpățână să se oprească, mai că jocașul celor de la Voluntari și renunțat să mai urmărească faza, doar că s-a oprit. Măzărac e depășit ușor de acea minge, un fault făcut la mijlocul terenului de Screciu, care se urcă pe adversar. E greu totuși și pentru un jucător talentat așa cum e Screciu să intre dintr-o dată și să joace meci de meci.
la doar 18 ani. Da, a faultat aici, pentru că mai întâi și-a împins adversarul, apoi a ajuns la minge. Preluarea lui Popa Diuc. Reușește să țină de minge, îi trimite lui Marinescu. Primește Cernat, combină cu Popa Diuc. Până la urmă se apără bine oltenii, vine Lazar pentru Axinte. Cernat, mai departe. Din nou Cernat, o pasă din prima, respinge Bart. Da, nu se înțeleg grozavnici cei de la FC Voluntari. Cam de galben această intervenție asupra lui Gustavo. Brațul veșnic, iar decizia se dea doar lovitură liberă. L-a încercat mai întâi cu stângul Marinescu, apoi l-a călcat cu dreptul. Iar aici este repunere din 6 metri. A zice că pasează mai bine FC Voluntari. E pe undeva normal, însă fără ca acest lucru să pună în prea mare pericol defensiva Craiovei. Mingea circulă mai bine pe traseele echipei lui Claudiu Niculescu, numai că aceste trasee sunt desenate de-a latul terenului. În vreme ce Craiova încearcă acțiuni direct pe poartă, încearcă să treacă cumva echipa lui Gigi Mulțescu de faza de construcție. Și e de înțeles până la urmă. Adrian Bălan acum, în care obține doar un corner după duelul cu Renato Chelici. Da, interesant cum va arăta repriza a doua. Că Voluntariul cred că are mai multe resurse de energie decât Craiova. Corner pe care îl bate Cernat. Spuneam, o conjunctură favorabilă ilfovenilor această partidă. Bate Cernat, din nou jutat pe colțul lung, respinge Măzărache. Cred. Da, Simon Măzărache. Par destul de marcați de efort și jucătorii lui Claudiu Niculescu plecați de la Craiova la Dinamo. Claudiu Niculescu, una dintre marile trădări în fotbalul autohton. Să vedem centrarea lui Laurențiu. Marinescu tot în 6 metri pentru Maftei. A ieșit Calancea și e din nou corner, presiune pe care o pune FC Voluntari. Și absolut toate cornerele sunt bătute acolo în câțiva metri. Unde e foarte aglomerat. Încă o dată, tăiat în colțul scurt, scoate Calancea. S-a auzit și fluierul lui Horațiu Feșnic. Oricum mingea aici se n-au de poartă. Din... Ești un corupt? Ai de dat sau de primit șpagă? Uite un cadou de la mătușa Tamara. Ia să vedem ce i s-a întâmplat aici lui... Calancea. L-a dat cu capul de bară corpul. Ce bine a bătut Marinescu această lovitură de colț. Era gol. Era gol dacă nu ar fi intervenit Calancea. Atât i-ar mai trebui lui Mulțescu să se accidenteze și Dimitrov, dar își revine bulgarul. El are pe Dimitraș pe margine, deși nu cred că e foarte dornic să-l folosească. Da, după gafa cu din meciul cu Dinamo, de la golul lui Nistor, da, bărbierit acea minge, și când va mai juca Dumitraș. O minge acum pentru Andrei Ivan, care a venit aici în flancul drept. Încearcă o combinație cu Iazvici. Din nou Iazvici. Ivan, un atac scrâșnit așa al Craiovei. Până la urmă balonul este degajat în afara terenului. Cam așa e tot jocul în prima repriză. Scrâșnit. Da, și de o parte și de cealaltă. Iese Spahia, nu e fault aici.
dar pasează greșit fundașul central al voluntariului Bart, minge dat în afara terenului, Ivan se resimte. O lovitură la șold, încasată după acea ieșire a lui Hrvoje Spahia, cu 2-3 minute înainte de finalul primei reprize. Nu e nicio diferență între jocul prestat de Craiova și cel al voluntariului. Revedem intervenția lui Spahia cu Ivan, care întinde piciorul în fața fundașului de la meciul voluntar și e lovit. Își revine până la urmă atacantul Craiovei, cel care a reușit să marcheze după o perioadă foarte, foarte lungă. I-a dedicat golul lui Gică Craioveanu, gol reușit în partida cu Dinamo, un meci în care Craiova a condus, însă a trebuit să se mulțumească doar cu un punct. Acțiunea după reușita lui Zlatinski, venită în prelungiri, atunci când oltenii jucau în inferioritate numerică. Ulterior a fost eliminat și Zlatinski. La cum arată această partidă până acum, oltenii ar trebui să se gândească, în primul rând, să nu ia gol într-un astfel de meci. 0-0 e un rezultat bun pentru Craiova. Da, având în vedere situația lotului, e un rezultat chiar foarte bun. Pentru că FC Voluntari e o echipă periculoasă, dar deocamdată nu riscă foarte mult echipa lui Claudiu Niculescu. Deocamdată o oarecare lipsă de curaj. Dar, bineînțeles, mai este și repriza a doua, când lucrurile se pot schimba. Respinge Dimitrov în aut. Și la FC Voluntari par mulțumiți și ei cu acest 0-0, deși am prins un adversar într-o astfel de zi, ar trebui să iei mai mult inițiativa. 0-0 e un rezultat care pe FC Voluntari obligă să câștige pe teren propriu, dacă nu vrea să ducă meciul în prelungiri. Da. Nu cred că asta e un obiectiv. Un minut suplimentar, vă așteaptă Radu Naum, alături de invitații lui la Fotbal Club, în pauză și evident la final, când vor fi și reacții de aici, de la Severin. Screciu, pe care a jucat și fundaș central în câteva perioade, în câteva meciuri, forțat de accidentări atunci, Gheorghe Mulțescu. Prima oară cred că l-a folosit la Pitești, atunci în meciul cu CFR Cluj, când l-a scos pe Bart. Minge acum degajată de Spahia, direct în afara terenului. E distanță mare, mă uitam pe acel cadru general de la faza anterioară, e distanță mare între Screciu, cel care avea mingea, și cei din față. Practic nu aveau cum să paseze. Ajungem cât mai sus.
voluntari, voluntari, echipa noastră frumoasă. Voluntari, voluntari, o echipă valoroasă. Voluntari, voluntari, noi cu toții te susținem. Voluntari, voluntari, cu echipa noastră ținem. Suntem olteni pe viață și pe moarte. Suntem olteni, adică suntem mulți. Oros ne-a dat măicuța noastră dulcea. Să fim dintre români cei mai fierbiți. Din dol și până-n gor și până-n vâlcea. Și până-n olt și până-n mehedit. Oltenia eterna terra nova. Un cântec are astăzi și-n privit. Hai Universitatea, hai Craiova, tu campioana unei mari iubiri. Oltenia eterna terra nova, un cântec care astăzi și-n privit. Hai Universitatea, hai Craiova, tu campioana unei mari iubiri. La tricolorul românesc se închină și pace jurământ în luptă azi. Oltenia, provincia latină, a lui Mihai, al nostru cel viteaz. Oltenia, bandură a lui Tudor, și a lui Argezi și a tuturor duși. Oltenia, celui mai mare sculptor, al omenirii Constantin Brâncuș. Hai toată lumea! Oltenia, eterna terra nova, un cântec care astăzi și-n privit. Hai Universitatea, hai Craiova, tu campioana unei mari iubiri. Oltenia eterna terra nova, un cântec care astăzi și-n privit. Hai Universitatea, hai Craiova, tu campioana unei mari iubiri. Salut frater Moldova, Bucovina, salut frater Ardeal și tu Banat. Oltenie și Dobroge senină, și Maramureș ne-ngenuncheat. Priviți această sacră frumusețe, Oltenia, pământ cu oameni buni. Și fum pedepsitor de cinci județe, pe ușa al palmei vechilor tăciuni. Împreună! Oltenia eterna terra nova, un cântec care astăzi și-n privit. Hai Universitatea, hai Craiova, tu
campioana una da una in Mario B. Porteria è terra per la nuova, un che in terza reaste si privi. Hai università te hai Craiova, tu campioana una in Mario B. Oltre niente un tempo in macca nostra, oltre niente non fosse a sciavon fin, e a flavorare scalvena alvastra, se ho in teste vine scingi, o ci avendo in acqua e cucutruda, ci nutraim di minni la scipome, scrivine le aceste zer assuda, ci seminzia nostra, e oltre Volteria eterna per la nuova, un grande care a ste scimbrini, ai università te hai Craiova, tu campioana ure in Mario B. Volteria eterna per la nuova, un grande care a ste scimbrini, ai università te hai Craiova, tu campioana ure in Mario B. Voluntari! 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 Suntem multe pe viață și pe moarte,
suntem oldei, adică suntem mulți. Oros ne-a dat mai curța noastră dulcea, să fim dintre români cei mai fierbinți. Din dol și până-n gor și până-n Vâlcea, și până-n Olt și până-n Mehedinți. Oltenia eterna de la Nova, un cântec are astăzi și-n privit. La Universitatea, hai Craiova, tu campioana unei mari iubiri. Oltenia eterna de la Nova, un cântec are astăzi și-n privit. La Universitatea, hai Craiova, tu campioana unei mari iubiri. La tricolorul românesc se închină și face jurământ în luptă azi. Oltenia, provincia latină, a lui Mihai, al nostru cel viteaz. Oltenia, pandură a lui Tudor, și a lui Argezi și a tuturor duși. Oltenia, celui mai mare sculptor, al omenirii, Constantin Brâncuș. Hai, toată lumea! Oltenia, eterna Terra Nova, un cântec care astăzi și-n privit. Hai Universitatea, hai Craiova, tu campioana unei mari iubiri. Oltenia eterna Terra Nova, un cântec care astăzi și-n privit. Hai Universitatea, hai Craiova, tu campioana unei mari iubiri. Salut frater Moldov, Bucovina, salut frater Ardeal și Dubanat. Oltenie și Dobroge senină, și Maramureș ne-ngenuncheat. Priviți această sacră frumusețe, Oltenia, pământ cu oameni buni. Și cum pedepsitor de cinci județe, pe ușa al palmei vechilor tăciuni. Împreună! Oltenia eterna de la Nova, un cântec care astăzi și-n privind. Hai Universitatea, hai Craiova, tu campioana unei mari iubiri. Echipe de la vestiare la Severin, unde după primele 45 de minute Craiova și Voluntari se află la egalitate 0-0. O primă repriză cu câteva ocazii ale oltenilor în primele 10 minute, după care Voluntariul a echilibrat disputa și a avut la rândul ei câteva șanse, mai ales la fazele fixe, bătute destul de periculos, atât de Cernat, dar și de Laurențiu Marinescu. Altfel un meci în care s-a văzut lipsa de omogenitate în tabăra oltenilor și lipsa de curaj în cealaltă parte a Voluntariului. O echipă care lasă senzația că ar putea mai mult, dar cumva pare mulțumită că a prins-o pe Craiova astfel și e destul de temătoare. Și e totuși ciudată atitudinea echipei lui Claudiu Niculescu, pentru că astăzi Craiova în această formulă era, mă rog, cel puțin în prima repriză, o echipă de bătut. S-ar putea să le pară rău ilfovenilor că nu au făcut mai mult. În cazul în care meciul se va termina 0-0, returul este peste 3 săptămâni, pe 17 mai. Iată două modificări face Gigi Mulțescu. Renato Kelic s-a ales cu ceva probleme și iată că Dumitraș mai repede decât am crezut în teren și a mai intrat și Faic, vedem în locul lui Măzărache. Da, exasperat probabil Gigi Mulțescu de ineficiența lui Măzărache. Faic cumva se trece acum la un sistem mai normal, cred că Iazvici nu va mai juca vârf împins, se va duce în bandă, a fost inutil în prima repriză. Iazvici a avut acea ocazie, Măzărache a fost la acea ocazie, când a scăpat sigur cu portarul și a salvat Spahia din fața porții goale. Dar Faici probabil vârf împins cu Iazvici,
în banda dreaptă, da, și Andrei Ivan în banda stângă. Nu mi s-a părut Chelici că ar fi accidentat. Nu a dat semne, sincer. Poate cine știe, a fost o mică discuție, ceva la vestiare între Gheorghe Mulțescu și fundașul său. Pentru că nu a apărut Renato Chelici, care avea vreo problemă. Iar Dumitraș va juca fundaș central, cred, sau Screciu va fi coborât acolo. Vom vedea, nu. Screciu cred că rămâne la locul său în fața apărării, iar Dumitraș va juca fundaș central alături de Bart. Dar iată, se înmulțesc problemele pentru Craiova. E adevărat, în meciul de la Cluj va reveni Zlatinski și va reveni și Băluță. Doar Mateiu a primit 3 etape de suspendare și una o pierde acum în cupă. Mateiu revine în ultimul meci al campionatului pe Arena Națională cu FCSB, o minge pentru Doru Popadiuc. Inițial a fost pentru Cernat. Popadiuc traversează terenul, lasă lui căpățână, Maftei încearcă să bage mingea în centru pentru Bălan. S-a apărat bine Gustavo. Lumea așteaptă multe de la decarul brazilian al Craiovei, dar acesta a oferit puține motive de satisfacție în prima repriză. De Lucian Cazan, de bancul, Dragoș Balauru degajează. A sărit bine Dumitraș cu Adrian Bălan. Justin Lazar minge pentru Mihai Căpățână, vede un culoar în lateral, îi trimite Doru Popadiuc. Popadiuc în zona centrală, trage Popadiuc. A tras rău, s-a nimerit să fie pe traiectorie Adrian Bălan. La FC Voluntari nu sunt modificări, sunt aceiași oameni. În prima repriză, Balauru, Maftei, Spahia, Cazan, Axinte, Marinescu, Lazar, Căpățână, Cernat, Popadiuc și Bălan. Pare bancu și trimite în afara terenului. Aruncă de la margine Axinte pentru Ilfoveni. Odată puțină mișcare, îl găsește pe Bălan în careu, scoate pentru Axinte. Foarte bine, prin alunecare Iazvici reușește să-l blocheze. Dă o șansă pentru Axinte. Trimite de această dată înapoi până la Lazar. O evoluție foarte sigură a lui Costin Lazar. Axinte, ce centrare reușește. Dă pe lângă minge Briceag, Cernat, dar a strâns foarte bine bancu. Iar acum Andrei Ivan încearcă să joace mai departe repede, întâmpinat de Vasile Maftei, și este aruncare de la margine pentru Craiova. Briceag începuse și el meciul cu multă energie, s-a stins însă pe parcurs, pentru că nu a mai avut ocazia să urce, neavând o evoluție consistentă la mijlocul terenului Craiova. Briceag, faultat de Lazar. Fault clar, ar vrea și un cartonaș galben. Dar nu știu dacă se impunea, a știut să faulteze suficient aici Lazar. Iată, s-a ținut bine. Lovitură liberă, bătută repede, dar au pierdut mingea jucătorii Craiovei. Popadiuc, Lazar, așteaptă Cernat. Primește această minge Florin Cernat, deposedat însă de bancu. Pierdut destul de ușor aici. Dimitrov se lansează și Iazvici să sprijine această acțiune. Dimitrov lăsat să centreze, o face Maftei, apare în fața lui Faici. Reușește să respingă. Iar aici cade Axinte în duelul cu Dimitrov și se dă fault în atac. Împinge Dimitrov, pune mâna pe adversar, profită imediat Axinte de această împingere. Cinci minute care
s-au jucat în nota evoluției din prima repriză. Angajează acum Dragoș Balauru, n-a avut nicio intervenție importantă. Scăpat atunci singur cu el, Măzărache, însă Măzărache a trimis Modest, încet, pe lângă portarul celor de la FC Voluntari și Spahia a reușit să respingă din fața porții goale. Andrei Ivan a încercat cu pieptul pentru Bancu, la un pas de intercepție Laurențiu Marinescu, Nicușor Bancu pleacă în stânga, însă Ivan trimite către Iazvici. Iazvici în poziția care spune și cum prima repriză că nu a dat satisfacție, ratează mingea aparent simplă, primește Popadiuc, citat de Axinte, însă viteza acțiunilor ambelor echipe e foarte scăzută. Marinescu combinat cu Florin Cernat, închis de trei adversari Marinescu, nevoit să-i trimită lui Costin Lazăr. Da, deocamdată o vedem pe Voluntari punând stăpânire pe minge. Are fotbaliști care sunt capabili să aibă o posesie bună, pentru că un Lazăr, un Marinescu, un Cernat sunt jucători care nu se sperie așa ușor atunci când primesc mingea cu adversar în spate. Iată-l pe Briceag, vinat acolo de căpățână. Un ritm lent. Craiova a simțit probabil că Voluntariul este periculoasă. Nu atacă avântat, neobișnuit. Aici un fault făcut asupra lui Popadiuc. Un fault făcut de Gustavo. Da, Mulțescu probabil vrea ca mingile să fie date pe Faici. Un fotbalist foarte înalt. Probabil și cu un joc de cap destul de bun. Lovitură liberă pe care o bate Axinte. Minge în adâncime, sare acolo Dumitraș, reușește să respingă eluarea lui Iazvici. Screciu înapoi pentru Bart. Iar acum Briceag, din nou Bart. Progresează greu atacul Craiovei. Acum poate Andrei Ivan calcă însă pe minge, îi rămâne mingea în spate. Reluarea lui Căpățână, pleacă Adrian Bălan, dar mingea iese în afara terenului. Încep să apară și murmure de nemulțumire în tribună. Andrei Ivan, la doar 20 de ani, și-a asumat rolul de lider al acestei echipe. Minge lungă acum al lui Dumitraș spre Faici, așa cum i-a cerut Mulțescu mai devreme, însă era destul de izolat atacantul Craiovei. Iar brazilianul Gustavo, pe care suporterii Craiovei îl tot cereau în primul 11, iată că nu poate face ce făcea Băluță. Băluță, chiar dacă mai și greșea, era totuși destul de prezent în jocul echipei sale. Gustavo până acum parcă se ascunde de minge. Aruncare de la margine pentru Voluntari, vine Axinte să repună mingea în joc. Dar nu se eliberează niciun coechipier, întârzi Axinte, până la urmă îl găsește pe Cernat, încearcă o preluare interesantă, Marinescu, o serie de fente, blocat până la urmă de Dumitraș, căzut Cernat în marginea careului. Să vedem care a fost cauza. O lovitură în genunchiul drept, nu stâng, în genunchiul stâng, încasată de Cernat. O, genunchi în genunchi s-a lovit cu Bart. Da, dar a intrat la minge, a lovit mingea Bart. Noi
intrare foarte hotărâtă. Cernat care încearcă să ordoneze atacul. E adevărat, pare cam lent în această seară. Da, evoluțiile lui oricum în scădere față de sezoanele precedente. Un lucru care s-a reflectat și în rezultatele celor de la FC Voluntari. Rezultate care au început să fie mai bune doar după venirea lui Claudiu Niculescu pe banca tehnică. Corner pentru Ilfoveni. Au fost și în prima repriză multe faze fixe la poarta lui Calancea. La un moment dat era să marcheze din corner Laurențiu Marinescu. Tot el bate, lovitura de la colț și tot pe poartă. În prima repriză a pus mingea la colțul scurt Calancea. A reușit să evite golul cu o paradă în care l-a accidentat ușor și pe Dimitrov, pe care l-a proiectat în bară. Priceau reușește să-i paseze lui Andrei Ivan. Iar acum Bart desenează o diagonală foarte precisă până la Dimitrov. Gustavo are mingea pe stângul. Centrare pentru Faic. Respinge Spahia. Bun plasamentul la această fază și va fi doar out de poartă, deși... Profită de Price Rush doar la Betfair. Mărește-ți câștigurile cu Betfair. Jocul continuă, nu? A lăsat în prima fază avantaj Horațiu Feșnic. Mingea ajunsese la căpățână. Adrian Bălan a fost doborât de Alexandre Bart. Niciun cartonaj galben n-a dat Horațiu Feșnic în această partidă. Adevărul e că nici nu s-a intrat prea tare. Cernat ia elan sau doar se duce mai în spate? Dacă elan e uriaș, nu știu că va încerca tocmai de acolo să-l surprindă pe Calancea. Nici nu intră în cadru, ba da, trage Cernat. Mingea se duce mai aproape decât am crezut că o va face, de poarta lui Nicolae Calancea. Distanța foarte, foarte mare. Rezonabil aici în șutul lui Cernat, dar zice că imposibil de marcat de acolo, doar dacă nu ești Roberto Carlos. Centrarea lui Dimitrov. Spahia reușește din nou să respingă, de această dată din fața lui Andrei Ivan. Tras de mână Popatiuc de bancu. Lovitură liberă ținută de mijlocașul Voluntariului. Clar, i-a prins acolo bancul brațul lui Popadiuc. Deocamdată fără ocazii în acest prim sfert de oră al reprizei secunde. 0-0 Craiova face Voluntari după ce în prima semifinală Astra a reușit să câștige acasă 4-1 cu Poli Timișoara. Să fie foarte aproape de finală. Andrei Ivan respinge în afara terenului. Minge pe care Vasile Maftei o va repune în joc. Returul se va juca pe 17 mai. E timp să-și revină toată lumea până atunci, dar cu siguranță oboseala acumulată se va resimți și mai mult de Craiova. The stars have spoken. They are the first seven and they are coming. Afrojack, Armin van Buuren, Axwell and Ingrosso, Dimitri Vegas and Like Mike, Hardwell, Martin Garrix.
and Steve Aoki. Untold, the world capital of night and magic. Pe centrul terenului. În rest, remize în primele două meciuri din play-off la Giurgiu și pe Arena Națională cu Dinamo, apoi victorie la loviturile de departajare, dar 0-0 după 120 de minute, în sferturile de finale ale cupei, înfrângere cu CFR, acea victorie cu Viitorul, apoi ia să vedem această fază, jocul poate continua, Dimitrov, o centrare modestă. După victoria de la Ovidiu, 0-1 acasă cu FCSB, 1-3 acasă cu Astra și 2-2 cu Dinamo. Aici se dă lovitură liberă la acest duel dintre Bart și Adrian Bălan. Pretind Paxinte, are probleme la genunchiul drept în careul voluntarului. Să vedem această reloare. Se împiedică Iazvici de piciorul lui Axinte. Iazvici reclamă faptul că a fost incomodat. A fost un contact acolo la nivelul picioarelor. De revăzut faza. Ar putea fi o imprudență a lui Axinte, sincer. Poate vom mai avea o reluare a acelei faze. Deocamdată Axinte primește îngrijiri medicale. Horațiu Feșin cere ca fundașul voluntarului să fie scos în afara terenului. Dar l-a lovit Axinte, i-a dat peste picioare, repet, o neglijență a fundașului Ilfovean. Vedem că s-a și lovit de călcâiul lui Iazvici. Iazvici a alergat și cred că l-a lovit cu călcâiul în genunchi. Se pregătește să intre Tăbăcariu, mijlocaș central. Este cernat. Da, nu poate cerna. Da, cernat, accidentat după acel contact cu Bart. Tot la genunchi, la fel ca Florin Axinte. Are dureri destul de mari. Fundașul stânga de la Foce Voluntari. Minge lungă a lui Gustavo, iese Balauru în afara careului, lovește rău această minge și face cadou un corner Craiovei. Bate repede Andrei Ivan pentru Bancu. Bancu trece de Maftei, Bancu în continuare, blocat de Lazar. Lovitură de colț pentru Olteni. Așa, în sfârșit, cu o atmosferă vie pe stadionul municipal din Drobeta Turnu Severin, chiar dacă nu e foarte multă lume la meci, probabil cea mai redusă asistență. Vine centrarea, respinsă de Costin Lazar, nu foarte departe până la urmă. Mingea este scoasă din careu de Doru Popadiuc. Poate că de acum încolo, în ultima jumătate de oră, după ieșirea lui Florin Cernat, Craiova va încerca să pună mai multe probleme. Poate va renunța la această idee a pasei lungi, chiar dacă asta cerea de pe margine Gigi Mulțescu. Primește Bancu, centrarea lui Bancu prea puternică. Lasă această minge Popadiuc în afara terenului. A, nu știa de ce privire va avea parte Claudiu Niculescu. Până la urmă îl antrenează voluntariul. Nu. O, ce eroare aici, să vedem. Intră Bart, excelentă de posedarea lui Bart. Bălan pentru Marinescu. Nu reușește să-l faulteze Bancu. Marinescu nu dă drumul la minge când trebuia. Ce eroare aici. Reușește totuși o continuare cu Popadiuc. Dribbling reușit al lui Popadiuc. Intră în careu central. Centrarea lui Popadiuc este prea puternică. Rămâne totuși mingea a cei de la voluntari. Maftei, un dribbling larg, scoate șutul lui Tăbăcariu, destul de slab și va fi, nu va fi corner.
Doar aruncare de la margine. Fază ce era promițătoare, până la urmă stricată de acea minge pe care și-a făcut-o prea larg Doru Popadiuc după momentul dribblingului, a doua atingere, îndepărta mingea destul de mult. Căpățână trimite în Briceag, un nou out pentru Voluntari, Maftei, spre Bălan apare Gustavo, primul la minge, brazilianul, și se schimbă posesia acum. Încearcă să joace mai repede echipa lui. Gigi Mulțescu e foarte bună. Această pasă iese însă Dragoș Balauru în fața lui Nuș Mirfaic. Fusese depășită defensiva echipei lui Claudiu Niculescu. Minge care rămâne în tribune, va fi recuperată puțin mai târziu. Gustavo are balonul pe stângul, trage Gustavo. Cred că totuși mingea n-a trecut atât de aproape cât a părut inițial. Dar sunt semne încurajatoare. Într-adevăr, mingea în tribun pe lângă poarta lui Dragoș Balauru. Iese și Adrian Bălan, înlocuit cu Mihai Văduț. Mai atacant Văduț decât Bălan. Se simte mai bine în fața porții. Bălan n-a avut nicio lovitură liberă pe care s-o bată. Da, un executant foarte bun de lovituri libere, dar iată că în această seară nu a beneficiat de o astfel de oportunitate. Urmărește Faic această minge pe care o aruncă în tribună Kazan. Dimitrov aruncă de la margine pentru Olteni, luarea lui Faic, se întoarce, Iazvici pentru Bancu, nu iese preluarea lui Bancu, apoi se dă lovitură liberă, a dat în minge Marinescu, dar probabil a dat și în piciorul lui Bancu, cel care încerca să controleze balonul. Nu e nimic. Da, e o ciocnire întâmplătoare acolo. Nu știu dacă se poate da faul pentru așa ceva. Marinescu a băgat piciorul la minge, l-a băgat și Bancu. Mă rog, o intrare rămasă, mă rog, un faul banal până la urmă. Oricum, Bancu încerca să se paseze înapoi, nu continuase acțiunea spre poarta lui Balauru, cel care degajează acum, o deviere spre Văduț, iese Calancea și reușește să prindă. Bună această ieșire a lui Calancea, care joacă pentru Andrei Ivan, o pasă slabă dată pentru Bancu. O echipă vlăguită, așa mi se pare, Craiova. Bun, îți lipsesc trei jucători, dar cei care sunt pe teren nu arată din punct de vedere fizic că ar putea să vină peste adversar în această seară, că ar putea să pună presiune. Depune Maftei, încă un out pentru FC Voluntar. Bine, nici Voluntariul n-a arătat cine știe ce. Poate că a avut mai mult posesia în prima repriză. Asta a fost impresia lăsată de primele 45 de minute, dar ocazii la poarta lui Calancea n-au fost. Cartonaș galben pentru Văduț. Gustavo, atacantul ilfovenilor, e diferență mare de talie între cei doi. Da, o talpă. Deși, nu știu cât, da, cât poți să dai galben pentru așa ceva, totuși. În fine, poate pentru a mai liniști spiritele din tribuna. Nu s-a dus cu talpa direct, cu talpa deschisă la minge. A băgat piciorul la minge, practic. Vom intra în ultimele 20 de minute ale acestei partide. Un 0-0 care, în circumstanțele date, cred că mulțumește ambele echipe acest 0-0.
Și avantajează pe Craiova. Da, avantajează pe Craiova, care poate fi mult mai bine la ora returului. Deci o intrare tare a lui Axinte. Dacă dai galben acolo, dai și acum. Dar acum a apărut o intrare, într-adevăr, mai tare a lui Axinte. Foarte nervos, protestează vehement. Iar Gustavo bate lovitura liberă când trebuie să aștepte, evident, ca arbitrul să fluiere reluarea partidei. A ajuns înaintea lui Iazvici la minge, a dat în minge Axinte. La urmă pare doar o simulare a lui Iazvici, nu cred că l-a atins. Minge lungă spre Faici, respinge Spahia, Bancu dă rău în minge. Nici Popadioc nu este mai clar în această execuție. Gustavo, balon care ajunge la Bancu. Briceag pentru Andrei Ivan. Ivan cu o centrare destul de bună, respinge Kazan. Bancu, Briceag acum, vine centrarea, o minge ploata lui Briceag, balaurul nu foarte inspirat, Dimitrov recuperează, Iazvici cu o centrare blocată de Axinte, din nou Iazvici pentru Dimitrov, Iazvici era în offside, Dimitrov se descurcă și centrează, foarte tot pe care a încercat-o, Andrei Ivan a încasat o castană de la Spahia, Andrei Ivan, în vreme ce mingea era undeva la 25 de metri de departare. Da, ora de cizmărie la voluntari, multe tălpi, vreo 3 dacă am numărat bine, în ultimele 2 minute, sau lecția mai bine zis de cizmărie, cum să pui o talpă? Da. Lovitură liberă pentru Olteni, care reușesc să se mențină în atac. Gustavo este cel care bate, centrarea lui Gustavo, un ozene care se duce departe de coechipierii săi și nu produce nicio emoție. Foarte modestă prestația lui Gustavo, foarte, foarte departe de ceea ce ne așteaptă de la el și de ceea ce a arătat în anumite situații. Un jucător foarte înzestrat din punct de vedere tehnic, însă foarte inconsistent în același timp. Nivelul lui Briceag cu căpățână, câștigat de fundașul Craiovei, care reprimește acum de la Bancu. Screciu, din nou Briceag. Andrei Ivan tot așteaptă să facă aici. N-a fost deloc elegant în acea pasă și nici eficient. Pierd și Ilfovenii, recuperează însă imediat Marinescu pentru Văduț, în duel cu Dumitraș, faultează Văduț. Semnalizarea lui Adrian Linguleac. Cariera lui Dumitraș n-a cunoscut traiectoria pe care și-a dorit-o. Fundașul care ajungea la Steaua de la Ceahlăul, a jucat puțin pentru Roșii Albaștri. Apoi părea să-și fi găsit locul la Craiova, unde în primul sezon a jucat aproape meci de meci, pe care ușor, ușor nu s-a mai regăsit printre titulari. Poziție de avarie pentru Gigi Mulțescu, Andrei Dumitraș. Degajează balaurul, lung, respinge Dimitrov, sare Lazar, part pentru Gustavo, bună pasa pentru Iazvici, apoi pentru Dimitrov, Faici. Aici, lăsat să se întoarcă aici, bună pasa în careu pentru Andrei Ivan, respinge Spahia până la urmă. Iar acum căpățână cu o pasă prea puternică, pasă ce-l viza pe Văduț. Și în curând va intra Brânzan la Craiova, un debut absolut. Brânzan,
cer scuze. Bârzan în locul lui Gustavo. S-a săturat Mulțescu și de jocul lipsit de orice culoare al lui Gustavo. Intră Bârzan așadar. Un fotbalist de 18 ani care a spus că ar juca orice, numai să debuteze în tricoul în tricoul Craiovei. Văduț aici, ajunge înaintea lui Bart. Ce intrare tare a lui Bart aici la minge. Intrare la două capete, e adevărat. Să-l vedem pe Bârzan, foarte un mijlocaș central. Dispus la efort. L-am mai pus pe banca de rezerve, doar a trecut în două rânduri în acest sezon, la partidele cu CFR Cluj și Dinamo, fost rezervă altă dată în cupă. I s-a îndeplinit dorința, intră într-un meci cu miză în semifinalele Cupei României. Da, și Craiova până la urmă, iată, totuși a câștigat ceva în acest sezon, a câștigat câțiva jucători tineri care pot căpăta experiență în vederea sezonului viitor. Marinescu. Deocamdată Mulțescu nu și-a prelungit angajamentul. Vom vedea cine va sta pe banca tehnică a Craiovei și care sunt planurile, dacă vor fi investiții totuși la nivelul lotului. Foarte subțire în momentul de față. Axinte nu reușește să preia, respinge Screciu. Axinte îi așează lui Marinescu pentru Popadiuc. Ofenta lui Popadiuc, un șut al lui Popadiuc. Dar un șut de antrenament pentru Calancea, care se grăbește să degajeze spre Faici în duel cu Spahia. Câștigă și de această dată fundașul voluntariului. Adevărul e că niciunul dintre jucătorii Craiovei nu a câștigat vreun duel cu Urvoie Spahia. Fie că adversarii s-au numit Andrei Ivan, Măzărache, Iazvici sau Faici. E greu de depășit în duelurile aeriene. Fundașul central al voluntariului Dumitrov a repus de la margine. Bulgarul nevoit să întoarcă această minge la Andrei Dumitraș, mai departe către Alexandre Bart. Buceag pentru Bancu. E frumos driblingul lui Bancu, însă intervine Hârvoie Spahia foarte, foarte decis. Craiova insistă în flancul stâng. O pasă bună acum pentru Faici, o pasă dată de nou intratul Bârzan. Iazvici aștepta pe bara a doua. Dacă am vrut să tragă aici, oricum a scos un corner. Dar la timp a venit alunecarea lui Kazan. Respinge Maftei. Recuperează Screciu. Centrare din prima pe care o minge pe care nu o poate controla Axinte. Și încă o lovitură de colț pentru Craiova. Bârzan vine să execute cornerul. Iată că a preluat și din atribuțiile lui Gustavo. Dimitrov până la urmă cu centrarea. Respinge Axinte, Faici, pune mingea jos. Pasă puțin incomodă pentru Briceag. Screciu caută pe același Faici. Axinte joacă simplu până la urmă, pus în dificultate de acea minge. Aruncă de la margine Andrei Ivan. Briceag vine cu centrarea, respinge Spahia încă o dată. Oltenii dau impresia că se grăbesc, însă trebuie să fie atenți la contrele ilfovenilor. Primește Doru Popadiuc, se retrag bine jucătorii lui Gigi Mulțescu. Popadiuc, însă trece Popadiuc, cea mai mare ocazie a acestei întâlniri. Foarte bună intervenția lui Nicolae Calancea. Da, o viteză foarte bună a lui Popadiuc. Nu înțeleg de ce nu are mai multă încredere în calitățile sale. Iată, excelent driblingul și șutul. A făcut totul în viteză. Nu s-a mai oprit. Și e o ocazie foarte mare.
Lovitură de colț pe care o bate Marinescu. Intrăm în minutul 81 al acestei partide. Voluntariul. The stars have spoken. They are the first seven, and they are coming. Afrojack, Armin van Buuren, Axwell and Ingrosso, Dimitri Vegas and Like Mike, Hardwell, Martin Garrix, and Steve Aoki. Untold, the world capital of night and magic. Calancia a avut o intervenție foarte bună. Maftei pentru Costin Lazar, mai departe spre Marinescu. Știe să scoată lovitura liberă Laurențiu Marinescu. Bartel aplaude pe arbitru și ar putea vedea cartonașul galben. Intră Gabriel Deac, omul care a calificat-o pe FC Voluntari în semifinale. Golul fiind prelungit de partide de la Mioveni. Iese Popa Diuc. S-au făcut toate modificările. Ce ocazie Doru Popa Diuc, la care părea că mai are resurse de energie pentru a continua. Dar Claudiu Niculescu, iată, preferă să mai introducă un jucător proaspăt. Spahia aici în duel cu Bancu. Până la urmă este lovitură liberă pentru Olteni. Iată pe Gabriel Deac aici, care riscă un cartonaș galben pentru această intervenție. Pot face 2 contra 1 acolo. E de la Craiova Centrală lui Briceag. Parcă are un magnet pe cap. Băi, Spahia. E și cel mai înalt. El respinge toate mingile. Respinge acum Axinte. Încercarea lui Votuț, însă când ești număr 9 trebuie să te aștepți sau să te gândești că mai e cineva în atac. Respinge acolo Kazan. Bancu, 16 metri, șutul lui Bancu, se dă lovitură liberă, cred, dacă am văzut bine, și un galben pentru Deac. Ce lovitură liberă primește Craiova aici, un șut al lui Bancu în contră. A fost fault. Da, este fault. Lovitură liberă pentru Craiova și o șansă mare de a deschide scorul. Parcă a cerut Deac acest cartonaș și era să-l primească înainte să atingă mingea pentru acea întârziere a repunerii balonului în joc. Ceva mai devreme s-a învârtit de un avertisment până la urmă, la doar câteva zeci de secunde după ce este introdus pe teren. Eliminat în partida de la Botoșani, a jucat 9 minute, a intrat în minutul 58 și a fost eliminat în minutul 67. Poate câștiga Craiova această întâlnire. Briceag față în față, peste zid, da? Cu Dragoș Balaur, un zid masiv pe care l-a comandat portarul Voluntariului. Este și Dumitraș acolo. Ar fi mai bună mingea pentru Dumitraș cu dreptul pe colțul liber. Un șut al lui Dumitraș, însă mingea lovește zidul. A încercat chiar pe colțul pe care se afla, de fapt, Dragoș Balauru. Peste zid. Bine. Neinspirat, Bârzan bate această lovitură de colț, respinge Maftei. Se plânge și el de dureri de cap, la fel ca Voduț ceva mai devreme. Încă o dată, Bârzan, e bună această centrare, Dumitraș, cu stângul. Așa a apărut. A fost o minge, parcă și-a făcut-o cu mâna. Dar bine, e greu să observi, depinde și de poziția din teren a lui Horațiu Feșnic, ia să vedem. Aici este lovitura liberă a lui Dumitraș. Nu se ducea rău. Da, nu se ducea rău. Degajează golkeeperul Voluntariului.
După ieșirea lui Cernat, voluntariul n-a mai contat în joc. Minge, după care aleargă Filip Jazbic, dar e un sprint inutil. Da, până la urmă, voluntarul cred că a venit aici să nu piardă. Să scoată un, mă rog, acest rezultat de egalitate care o mulțumește, dar cum spuneai și tu, un 0-0. E un rezultat totuși, așa, cu două tăișuri. Lazar pentru Maftei, lent aici, deposedat de Andrei Ivan, care îi trimite lui Screciu. Screciu, iată și o pasă cu stângul. Lumea spune du-te la doctorul X că el te face bine. Dar ce e doctorul X de unul singur? La Ponderas X e echipa unită care tratează fiecare caz împreună. Sunt medicii din centrul de training și toți cei din spitalul unde fii cu încredere. Dacă există un X care te face bine, la Ponderas X suntem noi toți. Singurul spital românesc cu 3 centre de excelență recunoscute internațional. Regina Maria Ponderas Academic Hospital. Se jucase în prima parte. Tot Bârzan... o centrare spre Baradoa. Un șut respins de Maftei. Căva încearcă să țină mingea acolo în preajma careului advers. Vom avea 2-3 minute de prelungire. Pe parcursul reprizei secunde s-au făcut 4 modificări. Pentru că pe 2 dintre ele Mulțescu înainte de startul reprizei a doua. Screciu tot cu stângul și aceeași pasă pe care am văzut-o și mai devreme. A sărit Faici cu Rui Spahia. Vasile Maftei din prima, Marinescu pentru Deac, are viteză bună. Gabi Deac accelerează acolo, Bancu, penalti! Ce greșeală face aici Nicușor Bancu, incredibil! Ce greșeală, a crezut că îl va ajunge pe Deac în afara careului, dar s-a păcălit Nicușor Bancu și voluntari beneficiază de o lovitură de la 11 metri. O greșeală incredibilă făcută de Bancu, care îl faultează foarte târziu. Venise și Screciu, un fault inutil aici, dar asta se întâmplă pe fond de oboseală. Nu se mai oxigenează creierul, da. cum trebuie. Ce șansă pentru echipa lui Claudiu Niculescu să câștige turnul Severin. O partidă care a jucat o singură repriză, ceea ce a fost prima. Marinescu față în față cu Calancea. Minutul 89, momentul crucial al acestui meci. Marinescu trage, Marinescu, gol! Gol FC Voluntari, 1-0 pentru echipa lui Claudiu Niculescu. Iată că obține chiar mai mult decât și-a propus. Vedem și o mică galerie, un microbuz acolo de suporteri. Veniți de la Voluntari pentru a-i susține pe elevii lui Claudiu Niculescu. Asta mai trebuia lui Claudiu Niculescu, să bată pe Craiova și din postura de antrenor. Da, este foarte aproape, dar să nu ne grăbim. A fost și meciul cu Dinamo, când Craiova a reușit să egaleze în 10 oameni. Dar acum nu mai pare să aibă aceeași energie. Atunci stadionul era aproape plin. Acum sunt cu totul altele datele problemei. Spectatorii chiar sunt nemulțumiți. Minutul 90 sunt importante și minutele de prelungire care vor fi arătate. Screciu aruncă o minge spre Faici. Fault în atac văzut de Horațiu Feșnic la acest contact între Andrei Ivan și Spahia. Interesant e că din tribune se strigă demisia, însă nu-mi dau seama exact cine ar trebui să demisioneze. Păi nu, apropo că tot vorbea în prima repriză de suporterul român, care nu există.
chiar nu există. La ce a făcut Gheorghe Mulțescu cu acest lot în acest sezon, se pare că și-a depășit cu mult condiția. Lasă, n-ar trebui să uite suporterii Craiovei că echipa joacă cu niște copii, cu Screciu, cu Bârzan. Aici putea fi 2-0. Continuă acțiunea oaspeților. Până la urmă apare Nicușor Bancu, însă nu foarte bine. Conducerea Craiovei a luat decizia de a-i da afară pe jucătorii cărora le expiră contractele și despre care spuneau că fac atmosferă proastă în vestiar. Acest lucru a lăsat-o descoperită pe Craiova. Ce ocazie a avut Văduț mai devreme. Ce șansă. A lovit rău balonul cu capul, s-a deplasat prea repede. Iar acum Briceag aruncă o minge spre Andrei Ivan în duel cu Spahia. Gabi Deac pentru Marinescu. O minge aruncată pentru Văduț. Screciu impecabil reușește să intre aici prin alunecare. Va fi un jucător extrem. Nu a fost Screciu, ci Dumitraș. Oricum va fi un jucător extrem de interesant, Screciu. De interesant și de important pentru Craiova. Asta dacă nu se gândește și el deja să plece după câteva meciuri. O deviere a lui Faic Ivan în duel acolo cu Kazan. Balonul ajunge însă în brațele lui Balauru. Da, și se anunță un retur foarte interesant. Pe 17 mai, spuneam, returul acestei partide. Craiova a reușit să câștige pe terenul voluntariului cu scor de calificare. A făcut-o încă de două ori. Un 2-1 în prima lor întâlnire în august 2015. Apoi un 2-0 în aprilie anul trecut. În acest sezon a fost 1-0. Pentru Craiova, un succes obținut foarte greu însă, cu un gol marcat de Andrei Ivan la ultima fază a meciului, în minutul 95. Dar e clar că pe fond de oboseală, pe finalul unui sezon extrem de încărcat, Craiova are șanse destul de mici totuși să acceseze finala, în care Astra, cred că va lipsi. Mai este timp poate de un ultim atac. Screciu se grăbește să ducă mingea spre poarta adversă, dar se vede lipsa de experiență. Țin de minge jucătorii voluntariului. Lazar pentru Gabi Deac. Pasă după care nu se mai duce Laurențiu Marinescu și suntem aproape de final. Toate concluziile la Fotbal Club, emisiunea moderată de Radu Naum. Înfrângere pentru Craiova. Voluntari! Voluntari!
voluntari! Voluntari! Voluntari, voluntari, pagă spaima în adversari. Și cine, galeria e cu tine. Totul ca să câștigăm, pe teren și în tribune. Noi suntem un mare nume, pentru voluntar luptăm. Voluntari, voluntari, echipa noastră frumoasă. Voluntari, voluntari, o echipă valoroasă. Voluntari, voluntari, noi cu toții te susținem. Voluntari, voluntari, cu echipa noastră ține. Voluntari! De bucurie rara bură în parte, în unele duminici pe la nunți. Suntem olteni pe viață și pe moarte, suntem olteni, adică suntem mulți. O rost ne-a dat măicuța noastră dulcea, să fim dintre români cei mai fierbinți. Din dol și până-n gor și până-n vâlcea, și până-n olt și până-n mehedin. Oltenia eterna terra nova, un cântec are astăzi și-n privit. Ai Universitatea, hai Craiova, tu campioana unei mari iubiri. Oltenia eterna terra nova, un cântec are astăzi și-n privit. Ai Universitatea, hai Craiova, tu campioana unei mari iubiri. Tricolorul românesc se închină și face jurământ în luptă azi. Oltenia, provincia latină, a lui Mihai, al nostru cel viteaz. Oltenia, bandură a lui Tudor și a lui Arghezi și a tuturor duși. Oltenia, celui mai mare sculptor al omenirii, Constantin Brâncuș. Hai, toată lumea! Oltenia, eterna terra nova, un cântec are astăzi și-n privit. Ai Universitatea, hai Craiova, tu campioana unei mari iubiri. Oltenia, eterna terra nova, un cântec are astăzi și-n privit. Ai Universitatea, hai Craiova, campioana unei mari iubiri. Salut frate Moldov, Bucovina, salut frate Ardeal și Banat, Muntenie și Dobroge Senină și Maramureș ne-ngenunchiat. Priviți această sacră frumusețe, Oltenia, pământ cu oameni buni și cum pedepsitor de cinci județe, ușa al palmei vechilor tăciuni. Împreună! Oltenia eterna terra nova, un cântec are astăzi și-n privit. Ai Universitatea, hai Craiova, tu campioana unei mari iubiri. Oltenia eterna terra nova, un cântec are astăzi și-n privit. Ai Universitatea, hai Craiova, tu campioana unei mari iubiri. Oltenie, suntem în matca noastră, Oltenie, am fost și așa vom fi. Iar flamura roșcalbenă albastră se oglindește bine și-n și. Orice avem noi am făcut cu trudă și nu trăim din milă și pomeni.
credinele acestei țări asudă și seminția noastră de Olteni, cu toții. Oltenia eterna de la Nova, un gânde care astăzi și-n privind ai Universitatea, hai Craiova, tu campioana unei mari iubiri. Oltenia eterna de la Nova, un gânde care astăzi și-n privind ai Universitatea, hai Craiova, tu campioana unei mari iubiri. Hai toată lumea! Pauză și făcut în repriza a doua. Evident, voluntarii a căpătat curaj. Până la urmă a avut și noroc un pic. Trebuie să explicăm alături de Florin Bratu, Gabi Balin și Cristi Giambașu cum poți să faci un penalti de felul acesta în condiția în care bancul, vorba lui Cristi, într-adevăr a fost un jucător important în această partidă. Din păcate, mi se pare că această echipă a Craiovei arată din ce în ce mai puțin ofertant. E parcă tot mai aproape de capătul puterilor și al ideilor. Evident, voluntari a făcut de cât a știut, a insistat și la un moment dat putea să fie chiar 2-0 dacă erau un pic mai atenți sau în fine inspirați în ultima, la ultima ocazie pe care a avut. E adevărat și Craiova, o să ne-mi poate că ar fi putut să capete un penalti, poate că, nu suntem siguri, dar toate lucrurile acestea le vom discuta, vom avea și reacții de acolo, de la Severin. Gabi, complicat să aspir la foarte mult cu... Vorbim despre Craiova, pentru că încă o dată este favorită. După o să vorbim și despre voluntari care acum au o opțiune serioasă. Nu poți cu un joc lent, un joc previzibil, cu mingi multe aruncate pe Iazvici, pe care nu le-a câștigat. Deci eu n-am văzut un duel câștigat de Iazvici. Toate duelurile în alte le-a pierdut. N-ai cum să reușești. Da, voluntariul mult mai organizată și să nu uităm că prima ocazie, cea mai mare ocazie de gol a avut tot voluntariul în minutul 80. Uh-huh. Da? Când Popaliuc a avut acea ocazie, apoi a fost schimbat. Mai bine, adică la voluntari te așteptai la jocul pe care l-a făcut. Știi, la Craiova tot aștepți ceva, pentru că sunt jucători tineri, talentați acolo. S-a dorit mult cu această echipă. Și din păcate exagerează cu pasele acestea aruncate pe atacant, care nu a adus absolut nimic echipei. E valabilă scuza pe care poate că o să auzim, aceea că... Că lipsesc. Da, nu, că, bine, lasă, bine că lipsesc, am vorbit. Sigur că contează lipsa lor. Asta e problema lor, că lipsesc. Da, ce să facem? S-au lipsit pentru că au luat cartonașe roșii, pentru că au ales să se certe, da, pentru că au ales să facă alunecări în picioarele adversarilor, în fine, tot felul de alte povești. Dar nu că ei au atacat și că ceilalți, sigur, s-au apărat? Nu, ceilalți s-au apărat. Au făcut un joc de deplasare, practic, în care s-au apărat mai mult, însă au pus și probleme și cât a fost și cernat în teren, au fost mai periculoși. Încă o dată vreau să remarc travaliul lui Lazar în mijlocul terenului. Nu pot să spui că s-a ridicat voluntariul peste Craiova acum, că a fost o diferență sau... Dar una peste alta aveți o echipă care a așteptat un rezultat de egalitate categoric, era în folosul lor, iar apoi a avut acea fază, acel noroc cu speculat o greșeală a lui Bancu, pentru că acolo, sigur, trebuie să remarcăm și viteza lui Deac, ce bine a pătruns, și greșeala lui Bancu, care nici eu nu înțeleg ce a putut să facă, mai ales că l-avea și pe Screciu lângă și putea să intervină. Da. De ce a făcut acel gest? Nu știu. O să încercăm să aflăm de ce a făcut acel gest, o să încercăm să, sigur, să vedem toate lucrurile. Acum mergem la Toni, care are un invitat Cernat, despre care vorbeai și care, într-adevăr, contează mult în economia acestui meci și a celor de la voluntari în general. Toni. Da, Florin Cernat alături de mine. Florin, o victorie la care probabil nu sperați la începutul acestui joc. Da, nu sperau cei de aici, probabil. Noi am sperat și de asta am venit până aici, că puteam, dacă nu credeam în victorie, nu mai veneam până aici. Toate că poate primesc multe înjurături acum, dar noi am crezut în această victorie, în această seară. Un succes care schimbă acum balanța în favoarea voastră, deveniți favoriți dintr-un outsider? Nu, eu încă nu sunt 100% sigur că suntem calificați în finală. E un 1-0,
se pot întâmpla multe. Eu am văzut foarte mult în fotbal și mă aștept la un meci foarte, foarte dificil la București. Depinde acum și unde veți juca. S-a stabilit pe Dinamo, la Ploiești? Nu știu încă, nu știu exact unde se va juca, dar oriunde vom juca vom avea un meci foarte, foarte dificil. Ce ar însemna o finală pentru voluntar și poate cine știe chiar un trofeu? Da, vă dați seama că înseamnă foarte mult pentru o echipă nouă, aș putea spune, la noi în campionat. Vă dați seama că s-ar bucura foarte multă lume din voluntari și cred că noi, jucătorii, deja ne gândim doar la sentimentul ăsta că o să jucăm cu un trofeu pe masă și eu zic că pentru toți fotbaliștii la toate echipele ar fi o satisfacție mare să joace o final. Putem spune că ați avut și puțină șansă, ținând cont de absențele de la Craiova, practic toată linia de mijloc a lipsit în această seară. Șansă, neșansă, asta e fotbalul. Am venit aici să jucăm, nu ne-a interesat cine joacă, cine nu joacă, sunt problemele lor și chiar nu vreau să intru în amănunte. Rămâneți acum în zonă, aici la Severin, pentru că jucați din nou peste 3 zile. O victorie cu Pandurii probabil va asigura prezența și sezonul viitor matematic în Liga. Da, ne așteaptă un meci la fel de dificil cu cei de la Pandurii. Suntem pe un drum bun. Important acum e, pentru că eu am trecut de foarte multe ori prin această situație, important e să credem în noi în continuare și să nu lăsăm capul jos, pentru că cu o victorie contra celor de la Panduri ne-ar asigura un procentaj mai mare în rămânerea în prima ligă. Dar ce v-a făcut Claudiu Niculescu în această scurtă perioadă de s-a transformat jocul? Practic ați pierdut primul meci cu el, un 0-3, apoi victorii pe... Am pierdut atunci pentru că el venise cu o zi în urmă și încă nu știa. Eu au fost și câțiva jucători accidentați, atunci încă nu... Nu, el a lucrat foarte mult la moral cu noi. Ne-a explicat niște chestii care trebuiau explicate. Marea majoritate din echipă eram la pământ cu moralul, pentru că venisem după foarte multe înfrângeri sau nu mai câștigasem de foarte multe meciuri și el aici a punctat, pentru că în altă parte nu avea unde să ne ridice pe noi moral. Florin, îți mulțumesc pentru prezența la microfonul DigiSport. Baftă în continuare. Vor reveni în câteva momente și cu alți invitați la microfonul DigiSport. Bine, Toni, așa facem. Da, Claudiu, eu n-am pus meciul ăla primul, pentru că el chiar venise cu o zi înainte. Ce poți să faci în înfrângerea aceea cu 3-0? Dar de atunci încolo are 3 în 4 meciuri, 3 victorii și un egal. Claudiu Niculescu, felicitări lui. Haideți să mai vedem o dată faza penaltiului, ca să înțelegem, dacă putem, ce a vrut să facă bancul acolo. Pentru că meciul se putea termina 0-0 și alta era povestea returului. Tăi, nu era frontal, nu era central, nu era eminența. Era dublat de Screciu. Era dublat de Screciu. Vom vedea la reluare că nu e niciun dubiu. Adică nici măcar nu o faci cu o discreție care poate că îți acoperă gestul. Da, nu au văzut, dar a observat bine Gabi. Chiar Screciu venise bine la dublaj acolo. Foarte multe lucruri Deac nu avea de făcut. Avea două soluții: să tragă din prima sau să o întoarcă, să intre în interior printr-un dribbling scurt. Dar da, a ales soluția cea mai proastă bancul din pot. Soluția îngrozitoare. Mergem înapoi la Toni. Poate ne explică, sigur, Gigi Mulțescu de ce a făcut bancul așa ceva și ce se întâmplă cu această echipă care e departe de formația nu pe care o știam la începutul sezonului, la mijlocul lui chiar, și care visa la titlu. Da, din nou bună seara de aici, de la Severin. Într-adevăr, alături de mine Gigi Mulțescu, antrenorul Craiovei. Domnule Mulțescu, o înfrângere la care cred că nu vă așteptați nici ieri, nici la începutul partidei. Probabil ați fost mulțumit pe final acum și cu un 0-0. Da, a fost, zic eu, un rezultat care nu l-așteptam. Și mai ales după primele 10-15 minute în care, eu zic, am avut cea mai mare ocazie de gol și încă vreo câteva minci aduse în fața porții,
nu anunța nimic, mai ales repriza a doua când au trecut de două centri terenului, dar noi n-am fost clari, n-am fost lucizi, n-am avut inspirație, am făcut multe greșeli de transmisie, am făcut un meci clar, am făcut un meci mai slab. Sigur, ne-au lipsit foarte mulți jucători care am dus greu campionatului. Ce să facem? Asta e situația. Sunt și de eu, sigur că simt că echipa are, eu știu, probleme și că nu suntem tot timpul în regulă. Mai ales acum când am văzut atâția jucători lipsă și cu o echipă care închid culoarele. Acolo îți trebuie, într-adevăr, relații de joc, îți trebuie îndemânare bună, îți trebuie valoare. Din păcate, azi n-am avut ceea ce trebuia. Ați vorbit cu Bancu acum. Ce a fost în capul lui de a făcut acel fault în condițiile în care Screciu părea să-l dubleze destul de bine? Nu, n-am vorbit, că n-am ce să vorbesc. N-am ce să întreb, pentru că n-are nicio logică. Nu se poate. E împotriva oricărei logici. Adică în loc să-i faci fault, îl duci 30-40 de metri ca să intre în garul și acolo faultezi. Când ei aveau în față porții un vârf cu două, încadrată doi apărători noștri. De ce făcea? N-avea ce să facă. N-are nicio logică. Ce să-l mai întreb? Probabil că era și el obosit, era și el probabil destul de neclar, pentru că n-a avut prea multe realizări, dar nu se făcea niciun context, nu se făcea ce a făcut el. Acum Voluntariu devine favorită în această dublă manșă. Mai credeți în minuni? Știți cumva locul unde se va juca? Va conta mult acest aspect? Păi da, acum noi am fost favoriți și au câștigat ei. Putem să fie favoriți, să câștigăm și noi. Se poate câștiga de acolo și să ducem prelungiri sau 2-1 și ne ducem direct. Care e problema? E sigur că avem probleme mari. Ne-au lipsit 3 jucători. 3 jucători în contextul în care ne-au mai plecat 6 sau 2 accidentați și 4 plecați. Eu am spus, subținerea lotului o să se vadă mai devreme și mai târziu. Mers pe două fronturi cu acest lot, e foarte greu. Foarte greu. Și când o echipă se închide cum s-au închis și de aici și n-ai spații, acolo îți trebuie prospețime, îți trebuie luciditate, îți trebuie îndemânare, cum am spus. E greu. Păi mai ușor ne-a fost cu Steaua pentru că ne-a oferit spații și am dus după contract și trebuia să avem 4-5-0 la pauză. Dar lipsurile și toate problemele care au fost în ultima perioadă, te lovesc atunci când te aștepți și mai faci și tu meciul greu. Adică ratezi singur cu portarul și faci un moment inexplicabil. Ce să mai discute? În prima repriză ați încercat totul pe cartea atacului, practic, cu 5 jucători ofensivi, nici Măzărache, nici Azviș nu au dat randament, apoi cu Faiș, multe mici pe el, nu prea a ajutat din poziția de pivot. Da, am încercat în prima repriză pe viteză, 3 vârfuri de viteză. Și au mai avut ceva realizări, nu foarte multe, dar au fost o ocazie gol al Măzărache, am spus și încă vreo 2-3 mici aduse în fața porții, acolo n-a fost un picior care trebuia să fie acolo. Repriza a fost că nu merge, asta și Măzărache era tulburat, singura soluție aveam să schimb maniera, oricum ei se retrăsese, făcuse un pas înapoi, era suficient 0-0 și ce ieșea, până când a ieșit. Și am crezut că și Faiș vine cu detenta lui bună să așeze, să pună niște mici, să facă culoare, să devieze, și să înscrie. Da. Din păcate, n-a fost nici. Plus centrările proaste, mai ales de la Dimitrov, care nu se regăsește, nu știu ce, centrează așa greșit. Da. Pentru prima dată când vi se cere demisia la un meci pe teren propriu? Da, pe normal, suporterii sunt supărați. I-am obișnuit rău. Că victorii, joc spectaculos. Când am avut cu cine? Acum din retur? Din păcate, n-am adus ce trebuia și au plecat și jucători. În contextul ăsta e greu să joci cu aceiași jucători. Am făcut meciuri foarte bune. Am făcut un meci epic cu Dinamo, nu 10 oameni. Dar s-au uzat și jucătorii. Am spus de vreo 2-3 etape. Și de la 2 zile, la 3 zile, greu. Mai clachează și ei. Ce să facem? Acum din nou la 3. Până acum, dacă se anulează tot ce s-a întâmplat până acum, cum zicea, cea mai ofensivă dintre echipe și cu cele mai multe goluri, dar și ne suntem obiectiv play-off, suntem și în Europa League, și în semifinalele cupei. Chiar așa, nicio problemă, că nu contează un antrenor sau altul, contează ca echipa din Craiova să funcționeze. Eu zic că funcționează. Dacă nu sunt condiții obiective sau motive, care e problema? Imediat e bine să se facă o schimbare. Mergeți acum la Cluj, jucați cu CFR-ul la 3 zile, timp suficient de refacere pentru jucători? Nu, bineînțeles că nu. Bineînțeles că nu. Avem și drumul de făcut până acolo, dar o să avem 2 jucători la
la dispoziție în plus și acolo trebuie să facem ce putem să scoatem ceva din acel joc, ce să spun. Acum trebuie să ne puțin să ne revenim după șocul ăsta, pentru că este un șoc și ca evoluție și ca rezultat, și să ne străduim să scoatem maxim din ce se poate scoate. Vă mulțumim pentru prezență. Vom reveni în câteva momente și cu alți invitați. Da, pare resemnat Gigi Mulțescu. Spune că și-au obișnuit suporterii cu rău, cu victorii. Mă uitam totuși la ultimele lor 6 meciuri. Sunt 4 înfrângeri, o victorie în ultima secundă cu Viitorul. Da, și un meci de egalitate, tot în ultima secundă cu Dinamo. 11 goluri încasate și 6 înscrise. Deci asta este, din păcate, ultima vreme. E adevărat, acum câteva luni era o altă poveste, dar așa se întâmplă lucrurile. Mergem înapoi la Toni, care are pe Claudiu Niculescu, pe care de aici, evident, a făcut, sau care de aici a făcut saltul către voluntar și l-a făcut minunat din această emisiune. Toni, te rog. Da, putem spune poate transferul primăverii în fotbalul românesc, din platoul DigiSport la FC Voluntari, cu rezultate foarte bune. Felicitări pentru succes, Claudiu. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Să vorbim puțin despre meci, presupun. Rog. Meci a fost un meci greu, dar sincer am venit aici cu mare încredere. Bineînțeles, am profitat și de absența celor 3 titulare a Universității Craiova. Asta l-am tradus și băieților înainte de joc, pentru că sunt într-un moment greu, având în vedere faptul că, repet, trebuie să repet la lui 3 titulari, trebuie să profităm de acest lucru. Au început jocul cu toate gurile de foc, ca să zic așa, pe care le aveau în lot, și știam că dacă le oferim spații, mari jucători care creează foarte mari probleme, pentru că au calitate tehnică extraordinară și, în plus de asta, au și viteză foarte bună, a reușit să-i blocăm aproape perfect, să spun, de 90 de minute. Am și reușit în câteva rânduri să și dominăm fără a avea ocazii foarte importante. Am și contraatacat de câteva ori destul de periculos. A ieșit și penalti, am avut după aceea o ocazie mare și Popaduc a avut o ocazie mare și e bucurie. Sunt foarte bucuros, dar n-am rezolvat absolut nimic cu această victorie, pentru că mâine ne trezim tot aici la Severin și luăm de la capăt, pentru că duminică ne așteaptă pe acela stadion un meci foarte important pentru noi, un meci care ne poate rupe de subsolul clasamentului și, repede, nu putem să ne bucurăm, din păcate. Pentru că este o victorie importantă împotriva unei dintre cele mai bune echipe din Liga 1. Am spus-o și înainte acestui joc. Dar peste 2 zile ne așteaptă iarăși un meci extrem de important, care sper să-l câștigăm. Te fi mulțumit și cu un rezultat de egalitate, la cum a decurs jocul până în acel moment? Să știi că niciodată nu pregătesc meciurile să fac egal sau să... Tot timpul pregătesc meciul să câștig, indiferent împotriva căruia aș vrea să juca, și așa l-am pregătit și de această dată. Că nu a fost un meci spectaculos și că nu a fost un meci cu ocazii foarte multe, sincer să spun, pe mine m-a interesat foarte mult să plecăm de aici cu gol marcat în primul rând și, dacă se putea, cu victorie. Am reușit acest lucru, ne așteaptă un retur infernal, zic eu, atunci vor reveni și ceilalți jucători, vor avea tot lotul valid la meciul retur, dar până atunci mai avem câteva meciuri foarte importante în campionat și cam asta este, cam asta a fost istoria acestui joc. Consider că ați devenit favoriți din acest moment, după acest rezultat? Nu, înainte de acest joc pot spune că am spus-o foarte clar că Universitatea Craiova este favorită, dar după acest rezultat cred eu că s-au mai egalizat șansele, să zic așa. Cred că șansele sunt acum în acest moment 50-50%, pentru că Universitatea Craiova rămâne în continuare o echipă foarte, foarte puternică, o echipă care și-a demonstrat valoarea în acest sezon, așa că nu suntem în niciun caz favoriți. Avem șanse egale cu Universitatea Craiova în acest moment. Și ce ar însemna o finală de Cupa României și eventual chiar un trofeu la poate prima experiență cu adevărat ca antrenor la o echipă de Liga? Ar însemna ceva extraordinar, pentru că eu cunosc acest sentiment. Cunosc acest sentiment, ce înseamnă să ridici un trofeu deasupra capului. Le-am transmis în toate zilele premergătoare acestui joc băieților că
poate fi, este un sentiment unic și poate fi o șansă pentru mulți dintre ei, unic în carieră, să se întâlnești cu o finală de cupă, să poți să ai șansa să câștigi un trofeu. Ei au înțeles acest lucru, dovadă și atitudinea lor de pe teren din această seară, iar acest lucru mă bucură. Dar, repet, nu vreau să vorbim de finală, de returul semifinale, pentru că mai sunt 3 săptămâni până atunci și mai avem câteva jocuri foarte importante până la meciul retur. Suporterii, deși nu au fost mulți în această seară, nu te-au uitat și după 17-18 ani și-au adus aminte de tine. Da, dar sincer... Știi cum ai scăpat în această seară de gura lor? Prin jocul mai slab al Craiovei, așa au spus. Dar de ce nu? Poate jocul mai bun al voluntarului. Sau așa. În fine, am auzit injurile din spatele băncii de rezerve și nu numai. Dar, sincer, nu le-am băgat în seamă, sunt deja obișnuit cu acest lucru și am încercat să rămân concentrat pe joc. Nu mă miră, pentru că acum câteva zile Gică Hagi a fost înjurat, apostrofat și făcut în toate felurile pe Național Arena, așa că de ce m-aș mai mira, având în vedere că de 16 ani, an de an, veneam aici și eram înjurat, nu mai miră în conjurătură, dar... Nu m-a deranjat până la urmă, pentru că am fost foarte concentrat pe ceea ce au de făcut băieții mei în teren. Claudiu, îți mulțumesc pentru prezență. Vom reveni în câteva momente și cu alți invitați. Dar, cred că e momentul dincolo de, sigur, seara frumoasă a voluntarului și, într-adevăr, asta e ideea. Sunt câteva mii, zeci de mii, poate, jucători care au evoluat în Liga 1 așa de-a lungul istoriei, dar sunt câteva zeci, poate sute care au fost în finala cupei și au câștigat o cupă și mai puțin. Câteva întrebări de adresat, deși am senzația că o să mergem iar la un interviu despre Craiova. Mergem din nou la interviu și apoi vom vorbi. Toni, te rog. Calanci, da, Nicolae Calancea, portarul Craiovei alături de mine. Nicolae, iată o înfrângere în această seară împotriva fostei tale echipe, o înfrângere care diminuează șansele voastre de a ajunge în final. Da, o înfrângere ustărătoare. Sper să facem toate, să ne analizăm jocul, să eliminăm pe viitor toate greșelile care le-am făcut, nu numai în jocul ăsta, dar și tot campionatul și să la meciul, cât mai repede la meci cu CFR, să revenim în forță. Ce n-a mers în această seară? Nu știu, cred că graba de a marca. Am vrut să marcăm neapărat și în unele momente am uitat de apărare, cum să ne apărăm. Și cred că nu știu dacă e de minutul 70, cam așa ceva, am început doar să jucăm cu lungă, când trebuia să o calmăm, să jucăm, să ne vedem de jocul nostru în continuare, cum ne-a văzut de meciul nostru, toate meciurile pe care le-am avut. A fost aproape la acea fază a penaltiului, ce putea să facă Nicușor Bancu să nu producă penal? Nu știu, din câte mi-aduc aminte, a fost foarte repede, n-am văzut cine mai era prin apropiere. Screciu. Screciu. Nu știu dacă l-ajungea, cât era de aproape. Posibil, dacă nu îl mai lăsa, ieșeam eu ieșeam mai aproape de el și n-avea cum să marcheze, zic eu. Și nu știu ce era în partea aia altă, că n-am mai reușit să mă uit. Parmisia a fost doar un jucător și ăla era blocat de jucătorul nostru. Cred că se putea evita acest penalt. Cât de mult a contat absența celor trei și dacă crezi că în retur cu ei în teren, bine, pot apărea și alte probleme de lot, jocul vostru poate fi schimbat și rezultatul întors? Da, normal că putem să întoarcem rezultatul. O să abordăm altfel meciul cu voluntariul din returul cupei și sper iarăși să ne vedem de greșelile noastre, să nu mai călcăm pe greșelile care le-am făcut în această seară. De meci, pot să zic, bravo lor, au avut o posesie mai bună ca noi. Noi am fost, să spun așa, preocupați de a marca și am uitat de jocul nostru adevărat. Aveți timp să vă refaceți acum pentru meciul cu CFR? Am mai avut experiența asta de 2 zile și, cum a zis-o și Nea Gigi, nu pot să înțeleg federația cum poți să pui cupa cu campionatul în 2 zile, când alții nu joacă în cupă și îi bagi la luni sau când e mici. În fine, nu e treaba mea și da, sper să revenim și să ne adunăm forțele și să facem un meci bun și să eliminăm în primul rând greșelile care le-am făcut în acest meci. Nicolae, îți mulțumesc că a fost portarul Craiovei, Nicolae Calancea. Vom reveni în câteva momente și cu alți invitații.